Îmi este foarte greu să vorbesc, vă spun sincer. Să vă rugați să-mi dea domnul har. Prezentarea este... vorbește despre lucrarea pe care o facem împreună ca familie și spune investigarea și contactarea triburilor neatinse de Evanghelie. Lucrarea misionară printre triburile necontactate din jungla amazoniană peruană, prezentată de familia Teo, misionari în Segadores. Slujim pe Dumnezeu ca familie. Aura și Oscar Raul Teo împreună cu Filip și Briana, familia noastră pe care Domnul ne-a binecuvântat să fim împreună cu copilașii noștri și să putem să îl slujim pe el împreună cu dumneavoastră. Am pus aici mijloace de transport. Noi locuim în Lima și din Lima plecăm în autocar și imediat ce ieșim din Lima, începem să urcăm acest munte înalt despre care vorbim, adică mai scriem în infomisionar, care are aproximativ 5.000 de metri. Și după ce trecem muntele, îl coborâm și ajungem într-un orășel, eventual mergem cu camioneta sau, în ultimul timp, mergem cu autobuzul până în Pucallpa, ajungem în 24 de ore, pentru că după ce trecem acest munte înalt, mai avem încă unul de trecut, pe care îl numesc Cerro de Pasco. Și după ce ne dezmeticim bine după muntele acesta înalt, începem să urcăm și să coborâm altul. Și după 24 de ore ajungem în Pucallpa, iar din Pucallpa, ca să ajungem la frontiera cu Brazilia, mergem cu avioneta. Nu avem alt mijloc de transport ca să ajungă până acolo. Iar de acolo se merge cu barca pe râu. Cei neatinși de Evanghelie. Dacă acceptăm că lucrarea de misiune nu este invenția omului, ci dimpotrivă face parte din planul de răscumpărare a lui Dumnezeu, trebuie să ne pliem pe acest plan și să facem din evangelizarea lumii tribale prioritatea noastră. Dacă iubim venirea Domnului Iisus, aceasta va reprezenta un alt motiv de a colabora cu El în căutarea celor neatinși ca să se împlinească curând ultimul semn al venirii sale conform Matei 24:14. Sarcina noastră. Sarcina noastră este să contactăm tribul Mastanawa, sau îi mai spune și Marinawa. Să ajutăm pe cei din tribul Citonawa sau Murunawa și să localizăm tribul Mashkopiro. Și de asemenea dorim să investigăm un grup izolat ca Shibo. Lucrarea actuală pe care o facem, o să vorbim și o să vă spunem despre tribul Citonawa. Este ceea ce... Și aici și acest bărbat și familia aceasta sunt din tribul Citonawa. Ei sunt din tribul izolat care se numește Kashibo. Și aici Mashkopiro. Clasificarea triburilor inaccesibile, care nu avem acces la ele, deci trăiesc în inima junglei. Triburi aflate într-un contact permanent, e numărul 1, care... au un contact permanent cu lumea de afară, cu orașele din apropiere, dar nu au biserici. Sunt triburi aflate într-un contact inițial, în procesul de a fi integrate într-o comunitate. Încă nu au o comunitate a lor proprie unde să locuiască și sunt în mijlocul altor triburi, care țin ca și sclav. Și triburile în izolare, care trăiesc ascunse în inima junglei, în păduri. Aici avem unul din triburile care este în contact, adică avem unele triburi în contact permanent, care sunt Ashaninka, Asheninka, Amawaka, Kulina, Sharanawa, Yaminawa, Mastanawa, Iora, Marinawa și Kakinte. Aceste triburi au un contact cu orașele din apropiere și cei tineri cunosc limba spaniolă
și putem să comunicăm cu ei. Acestea sunt oameni din tribul Așeninca, trăiesc în apropierea orașelor, în așezările civilizate, cu drumuri de acces, înțeleg suficient limba spaniolă, pot fi violente când e vorba să-și apere teritoriul și au făcut progrese în ce privește integrarea lor civilă, adică nu mai sunt agresivi, nu face rău celor care intră în contact cu ei, doar în momentul când încearcă să le cucerească, să intre pe teritoriul lor, cum sunt cei care, tăietorii de lemne sau cei cu sondele acestea petroliere. Aici avem mai multe triburi Așaninca din diferite părți ale junglei. Deci aici avem Așaninca de Ucayali, deci sunt diferite între ele. Aici Așaninca tot de Așeninca, Așaninca, Așeninca de Ucayali, Așeninca de Iurua și Așeninca de Pasco. Sunt vraci de-ai triburilor, ei consideră medici ai triburilor, își duc bolnavii la acești vrăjitori, acești vraci și ia înapoi morți de cele mai multe ori, pentru că știm cu toții că vrăjitorii lucrează cu Satana și nu cu Dumnezeu și nu au nicio putere, doar o păcăleală pentru cei din trib. Aici este o fotografie dintr-un trib în contact inițial și tribul acestea sunt Nanti, Murunawa sau Chitonawa, Mastanawa, Nawa, Sharanawa, de Alto Ucayali. Oamenii aceștia nu au haine, sunt într-o sărăcie lucie și trăiesc din ce găsesc. Nu au nici grădini, trăiesc departe de orașe, de așezările civilizate, fără drumuri de acces, nu vorbesc limba spaniolă, doar limba tribului, și trăiesc într-o sărăcie extremă, cum am spus, nu sunt integrați în societatea civilă. Pur și simplu, limba lor și când se întâlnește cu o altă persoană necunoscută, se ascund, ca și animalele. Aici avem din tribul Nanti, Chitonawa, cu care lucrăm noi, această familie, cei care i-am scos de la groapa de gunoi, o să vorbim despre ei, și el a fost mușcat de șarpe și după aceea și ea a fost mușcată de șarpe. Domnul i-a salvat și are un plan pentru ei. Avem nevoie de multă rugăciune ca Domnul să ne deschidă din nou drumul, să ajungem la ei și să continuăm lucrarea cu ei. Aici este soția acestui bărbat, pe care ei îl numesc Îpa, adică tată. E primul Mastanawa contactat. Îl ține într-o rezervă, are 3 neveste, încă nu se adaptează la viața din afară. Ziua mai umblă îmbrăcat, dar când vine noaptea își scoate hainele, face focul lângă ei unde dorm și dorm așa cum s-au născut. Acesta este un trib în izolare, care nu are contact cu lumea de afară. Și mai sunt și altele în afară de acesta. Mașcopiro, Chitonawa, Kashibo, Isconawa și Marinawa. O parte din tribu Chitonawa au ieșit din pădure. Ai spune, aceste triburi trăiesc ascunse în interiorul junglei, nu vorbesc limba spaniolă, sunt violente când e vorba să-și apere teritoriul și sunt triburi pe cale de dispariție. De ce sunt pe cale de dispariție? Din diferite boli care vin peste ei și nu au medici, nu au unde să se ducă, trăiesc izolați în mijlocul pădurii, dar sunt supuși pericolului tăietorilor de lemne care îi omoară, pentru că acești oameni neștiutori, ca și animalele, se apropie de tabăra lor unde își fac ei așezarea, nu, ca să își pun cortul, să ducă în pădure să taie lemne, și ei vin și caută de mâncare, probabil, iar acești tăietori de lemne, când îi găsesc, îi omoară. Sau, dacă nu poate să-i prindă, le pune o travă în mâncare
Și de asemenea, ei vin, mănâncă și mor. Acesta este un trib pe care dorim să, cu ajutorul Dumnezeu, nu știm când și cum, este în plan ca să îi găsim. Mașcopiro. Al trib care este în plan Kashibo. A fost localizat, tribul Mastanao a fost localizat în apropierea tribului Hunicuin, care acest trib Hunicuin are creștini printre ei, lângă granița cu Brazilia. Sunt oameni pașnici, însă profită de faptul că cei din tribul Hunicuin sunt duși la ogor. Deci tribul ăsta Mastanao nu sunt agresivi, nu sunt oameni periculoși, dar încearcă să, probabil, să lege o prietenie sau să se apropie și vine în tribul acesta Hunicuin, când ei sunt duși la câmp, să fure din lucrurile lor, oale, iuca, acea rădăcină, scoate și o iau, banane. Există și pericolul de a izbucni conflicte din partea localnicilor Hunicuin și din partea tăietorilor de lemne. Tribul Mastanao. Există o mică comunitate Mastanao care s-a stabilit de-a lungul râului Purus și are contacte cu cei din exterior, însă nu există niciun credincios în ea, în această comunitate. O familie misionară peruană lucrează în această mică comunitate. Doi tineri Mastanao au arătat interes de a participa la o instruire biblică cu scopul de a înregistra istorisirile biblice în limba lor. Acest trib Mastanao e același trib Citonaua, deci ei le spun, sunt două triburi diferite. Sunt două triburi diferite. Trăiesc în apropierea, da, în apropierea pe lângul lui Purus. Am ales unele locuri strategice ca să punem cadouri. Cadourile constă în oale, căni, castroane de plastic și oglinzi. Pentru un grup nomad aparținând tribului Mastanao, și această acțiune a dat bune rezultate. Am cerut unor creștini Hunicuin să planteze un ogor, un câmp de iuca, în apropierea caselor lor, ca să poată observa când cei din tribul Mastanao se apropie ca să fure alimente. Strategia noastră este, avem în plan să formăm, să pregătim pe unii creștini Hunicuin ca să facă parte din prima echipă de contact. Să învățăm comunitățile Hunicuin cum să acționeze fără violență în cazul în care realizează primul contact cu acest trib. Să nu acționeze să-i omoare. Să încerce să lege prietenie cu ei în loc să le fie teamă și să întindă arcul și să tragă cu săgeata. Să instruim pe membrii bisericilor Hunicuin să mențină în secret lucrarea noastră, pentru ca antropologii și grupurile care sunt contra misionarilor să nu afle despre ceea ce facem și să nu ne pună piedici. Noi, când mergem în comunitățile acestea, nu putem să ne prezentăm ca misionari. Și întotdeauna soțul se prezintă ca un lucrător al Domnului care vrea să le aducă un mesaj, o veste bună, și de asemenea să putem să-i ajutăm în nevoile lor. Este dorința noastră, cu medicamente sau cu școli, pentru că sunt analfabeți și ca să ajungă să cunoască cuvântul lui Dumnezeu au nevoie să știe să citească. Și asta e motivul nostru cu care intrăm între ei. Aceste din tribul Hunicuin, când le împărtășește cuvântul lui Dumnezeu. Aici este familia care are grijă de, o familie creștină, deci din tribul Hunicuin, care are grijă de cadourile pe care le-am pus, să vadă dacă vin, când le ia, să încerce să le vorbească, să se poată apropia de acest trib ascuns.
Aceasta este echipa aflată în căutarea tribului Mastanawa. L-a văzut pe tati. Aici sunt semne de ostilitate. Crucea aceasta e pusă, crucea un X, spune pe aici nu ai voie să treci, asta e proprietatea noastră. Nu ai voie să se apropie. Aici sunt câteva poze din timpul călătoriei, cum se opresc pe marginea apei și își pregătesc ceva de mâncare. Acolo e măsuța lor, pe frunze, și mănâncă. Indice ale prezenței celor necontactați. Au plecat pe urmele lor, acestui trim necontactat, și au găsit aici unde au aprins focul și era încă cărbuni, era cald. Da, și au găsit în jurul focului, au găsit păr de maimuță, deci mâncase o maimuță acolo și după aceea au plecat mai departe. Uitați, aici este cadou pentru a ne arăta prietenia față de Mastanawa. Aici este tribul Chitonawa. Se găsește în apropierea graniței cu Brazilia, în regiunea râului Iurua. Avem informații despre două grupuri ale acestui trib. Unul ce trăiește între cei din tribul Yaminawa, ce îi tratează ca sclavi, iar cel de-al doilea grup numit Murunawa, e un grup nomad ce trăiește ascuns în pădure. Acest Chitonawa e cel care locuia la groapa de gunoi împreună cu soția lui și încă câteva persoane rude de ale lor, din familia lor și nepoților. Am găsit o așezare, Așeninca, unde cei din tribul Chitonawa veneau frecvent ca să fure alimente și unelte. Am vizitat locurile unde cei din tribul Chitonawa au lăsat urme și am vorbit cu martori oculari. Am găsit și unele lucruri pe care ei le-au lăsat când au fugit în pădure. Strategia noastră este să se ajutăm pe cei din tribul Chitonawa să se elibereze de subjugarea celor din tribul Yaminawa. Le-am ajutat la defrișarea unei suprafețe de pădure ca să își stabilească prima lor așezare, Chitonawa. Odată ce și-au stabilit așezarea proprie, sperăm să îi poată chema pe ceilalți Chitonawa care sunt nomazi, care trăiesc, să trăiască cu ei pentru ca misionarii să le poată aduce mesajul lui Dumnezeu, dar deocamdată trăiesc ascunși în pădure și cei care au ieșit și putem să ne comunicăm cu ei, să poată să îi găsească și să le vorbească în propria lor limbă și aceștia să poată să înțeleagă că nu le vrem răul și că le vrem binele, că sunt rudele lor și așa să putem să ne apropiem de ei. Aterizând la granița cu Brazilia. Deci aici aterizează avioneta, iar dacă nu se mai întoarce să ne ia, nu mai avem cu ce ieși de acolo. Altă cale de acces nu există, nici pe râu, nici pe uscat. Și proviziile care ajung aici la frontiera cu Brazilia, doar cu avionul. Și gazolina și tot, dar foarte, foarte scumpe, pentru că un kilogram de zahăr, ca să-l transporti pe avionetă, îți mai ia încă 5 lei sau 5 soli, aproximativ egal solul nostru cu și ți-a în plus. Adică tu dai, să zic, 2,30 lei pe un kil de zahăr și mai plătești încă 5 lei ca să poți să-l duci în junglă. Foarte greu. Și benzina și mai. Și se scumpește, bine că la noi aici în România e deja foarte scumpă, dar și acolo ajunge mult mai scumpă pentru barcă, pentru că cu altă... Adică dacă barca cu motor nu are motorină, nici nu poți să mergi pe râu. Și ca să dai cu vâslele pe râu în sus și prin toate greutățile, ajungi probabil într-o lună sau... Deci nu se poate.
Aici este echipa care au plecat în căutarea tribului Citonaua și sunt poze din greutățile pe care le întâlnesc pe râu. Vedeți, barca e aproape, se pare că e băgată de tot în apă. Aici, ca să poată să treacă, au trebuit să urce peste bușteanul acesta, au venit cu viteză, s-a oprit motorul și a trebuit să dea ceva din greutate jos și să o împingă toți ca să poată să treacă în partea cealaltă. Aici, de asemenea, uitați-vă, nu aveau pe unde să treacă, a trebuit să taie bușteanul acesta și să ușureze drumul. Partea bună este că noi avem posibilitatea să cumpărăm topoare de la oraș, pentru că ei nu au. Singura unealtă pe care o folosește e macete. Se numește sabia aceea lungă și pentru toate. Și cu o macete din aia să tai un arbol atât de gros, un copac așa de gros în râu, apoi tot să dai la el. Cu toporul cel puțin merge mult mai repede. Uitați, aici trebuia să-l facă în așa fel să reușească să treacă pe sub copacul acesta. Cel puțin pe perioada de vară, e foarte, foarte greu de perioada de vară în junglă, de circula pe râu. Râurile scad foarte mult și atunci toți copacii, buștenii care cad când râul se umflă iarna, sau mai bine zis sezonul ploios, atunci se ridică la suprafață și nu mai ai pe unde să treci. Iar pe sezonul ploios, pericolul este că râurile sunt foarte, foarte mari, adânci umflate și la o răsturnare de barcă sau ceva, nu se știe cum să mai iese din apă. Aici sunt câteva imagini din călătorie. Cel cu bluza verde se numește Wilson, cel care am scris despre el în infomisionar din tribul Citonaua. Cei care am scos de la groapa de gunoi sunt părinții lui și prin el vrem să-l, deja a studiat și am vrea să studieze și mai bine cuvântul lui Dumnezeu în spaniolă, deci l-am adus la oraș în Pucallpa, ca el să poată să înțeleagă bine Biblia în spaniolă și după aceea să poată să o vorbească în limba lui proprie la familia lui, nu? La tribul lui, Citonaua. Asta este strategia noastră, pentru că noi să ajungem să învățăm limba lor durează mult mai mult decât cât îl capacităm pe acest tânăr, și mai este încă unul, sunt doi dispuși, ca să se poată să ducă și să predice Evanghelia în propria lor limbă. Piedici sunt foarte multe. Piedici sunt foarte multe din pricina autorităților și din pricina altor triburi geloase pe acest trib. În primul rând, nu vrea să le dea drumul din tribul lor. Nu vrea să le dea drumul să aibă propria lor comunitate. După ce soțul meu a fost și a ajutat, au deschis un loc unde să-și facă grădina. Când a plecat de acolo, l-au amenințat cu moartea și i-a spus să nu se mai întoarcă, că dacă se întoarce, nu o să mai iasă viu de acolo. Altă problemă a fost că după ce a plecat el, imediat au apărut cei care au fost ascunși în pădure. Iar acest tânăr, chiar dacă a ieșit mai de mult din junglă, el era copil când a ieșit din junglă și el nu prea știe limba tribului, dar nu chiar atât de bine ca părinții lui sau ca bunicul lui, a alergat după ei și le-a vorbit: nu ne faceți rău, că ei, cei care au ieșit din pădure, au început să tragă cu săgeți. Și le-a spus: nu ne faceți rău, suntem frații voștri. Și atunci ei au plecat și i-au lăsat. Adică au înțeles ceva, că de fapt sunt rudă, dar probabil până să se dumirească în mintea lor nu e ușor, pentru că le e foarte, foarte teamă. Deci nu au încredere în nimeni. Nu au încredere. Trebuie să fie foarte sigur că sunt familia lor, că sunt rudele lor. Le teamă că dacă îi minte și după aceea îi omoară pe toți. Și se duc și se ascund. Dar ne-am dat seama că au înțeles ceva, pentru că au încetat să mai arunce cu săgeți. Aici este un copilaș care mânca din capul acesta de maimuță. Dinții la maimuță, ochii, capul, craniu la maimuță. În farfurie cu iuca, deci... Vreau să vă spun că pentru ei, când găsesc o maimuță, e o mare, mare bucurie. Cum am tăiat noi o vacă întreagă și am pune-o la masă, pentru ei maimuța e foarte mare bucurie. Aici spune periculoasă în râu, dar gustoasă în farfurie. Cred că, sinceră să fiu, am auzit doar, dar nu știam în română, cred că e pisica de mare.
Da, e foarte periculos pentru că cu această coadă, dacă tu calci pe ea, că stă numai pe fundul râului și e nevoie ca în râu și călătoria pe râu să fie făcută cu cizme de cauciuc, pentru că în momentul când barca rămâne în pană, ca și mașina, te dai jos și poți să calci direct pe acest pește sau ce-o fi pisică. Și imediat cu coada înfige și nu știu de ce, are un fel de venin, probabil că rana nu se mai vindecă, nu, foarte, foarte, foarte greu dacă reușește să mai vindece. Ăsta e pericolul. Și umeditatea din junglă și mai multe implică. Aici ciorbă de crocodil. Da, când a călătorit atunci să taie copaci în pădure, să facă grădina, trebuie să meargă ca să ajungă până la locul acela cam vreo 5 zile, zi și până seara târziu, dimineața de vreme de la 6-5 dimineața când se luminează, până seara, până se întunecă. Și noaptea, pe malul râului, puneau să pescuiască pește, cedă și au prins 12 crocodili într-o noapte. Aici, picior de maimuță. Uitați aici, piciorul și pulpa, așa, la grătar. Aici aș mânca și eu din ăștia dacă aș ajunge în junglă și m-ar invita cu toată dragostea, că sunt curcani sălbatici. Au carnea foarte bună, n-am reușit să mănânc, soțul meu dacă el. Da. Aici avem o găină sălbatică, în limba lor, pucacunga. Da. Acesta e un porc mistreț, se numește Sahino, iar aici e maimuțica lângă el. Da. Să aibă o varietate de carne. Să știți că nu au posibilitate în comunitatea unde trăiesc toți membrii, nu. Numai când pleacă la această depărtare pe râu, la vreo 5 zile de călătorie pe râu, pădurea este cam neatinsă de ceilalți și sunt mai multe animale. Și atunci ei și crocodili, o să vedeți, aici sunt înșirați toți pe jos, sunt cei așa, afumă carnea, o pune în saci de rafie și o duce la comunități, la familii, ca să împartă și cu ei. Aici sunt din tribul Așeninca, antrenându-se în vederea protejării familiilor lor de atacul altor triburi. Când au văzut că aceste triburi mai ies și mai dă cu săgeții în ei, au început să se pregătească și ei, deși pentru noi nu e bine ceea ce fac ei, dar le teamă să-și protejeze soțiile, copiii. Dar i-am sfătuit cel puțin acolo unde avem creștini, putem să vorbim cu ei și poate să ne înțeleagă. Și le-am spus, noi suntem copii ai lui Dumnezeu, dacă noi murim, mergem în cer, dar dacă oamenii aceștia mor, unde vor merge? Și învățăm ca ei să aibă încredere în Dumnezeu și să nu, indiferent dacă aceștia atacă, ei să nu facă același lucru. Să încerce să le vorbească, să-i convingă cu răbdare și prin harul Domnului să nu... Acesta este, uitați, aici e planta de iuca. Așa crește iuca, un copăcei așa micuț. Frunzele sunt bune de salată, iar aici rădăcinile în pământ. Rădăcinile acestor copăcei e acea iuca despre care se vorbește și e alimentul lor de bază. Și aici au pus sperietoarea aceasta de cior, cred că ziceam noi așa, dar pentru ei este un semn de avertizare într-un ogor Așeninca, adică ca și cum ar fi un om acolo și păzește, nu ai voie să intri și să furi. De aceea l-au pus, pentru că cei din pădure, cei ascunși, triburile acestea ascunse, veneau și furau. Dar te-au găsit aici, deci deja e scoasă, e groapă goală, nu mai au rădăcinile. Și atunci s-au stat ei și s-au gândit și au zis să pară ca un om. I-au pus și o pană în cap, să creadă că e șeful comunității, probabil. Aici sunt urme lăsate de mastaneaua în trecerea lor, deci acest trib care încă trăiește ascuns în junglă. Eu mă întrebam, noi ne-am pierdut odată, eu m-am pierdut odată în junglă când am ajuns prima dată acolo, nu eram căsătorită, am fost la Marc și Adina, în San Fausto, și am plecat cu o fată din comunitate să vizităm părinții lor la casa de vară, cum zic ei, în mijlocul pădurii. Și această fată nu mai fusese de vreun an pe acolo, nu știu, și a pierdut la un moment dat, îi apăreau multe cărări și se oprea așa. Și Adina îi spunea, Adelaida, pe unde mergem? Pe aici. Pe aici mergem.
Mergeam, mergeam, ajungeam iară la o răspântie, mai multe cărări. Și acum încotro mergem. Stătea un pic, se gândea, zice, pe aici. Și am ajuns în inima junglei și se făcuse ora 4 după amiază și noi nu mai ajungeam. Și eu mă gândeam, zic, dar triburile acestea cum se descurcă? Cum știe în profunditatea asta să te orientezi? Că nu vezi soarele, nu vezi nordul, estul, vestul, nu vezi nimic. Și acesta este modul cu care se orientează. Îndoaie într-o anumită poziție și aici, uitați-vă, îndoită în partea asta. Depinde în ce parte merge, au stilul lor. Și după asta se orientează. Da, Marc avea un GPS și pur și simplu nu mai funcționa. Nu funcționa și el zice, Doamne, dar ce vrei să ne vezi, ce se întâmplă? Și Adelaida zice, ne-am oprit într-un loc că eram chiar foarte obosiți, nu mai puteam să mai mergem. Și eu cu Adina ne-am pus să mâncăm niște biscuiței care lăsesem la noi și ne zice, nu, nu mai putem să mergem. Și ea era foarte supărată așa, stătea cu capul în jos și zice, ce s-a întâmplat, ți-e rău? Nu, dar tatăl meu mi-a spus că aici sunt tigri. Și zic, da, eu eram foarte vitează pe vremea aia. I-am spus, nu îți fă probleme de tigri, să nu fie alte probleme, că de tigri rezolvăm. Cu maceta, zic, îl tai și... Da, dar vă spun sincer că nu mi-era frică. Adina s-a uitat la mine și când a văzut, zice, păi cu tine nu mai mi-e frică. Zic, ce poate să facă un tigru? Bine, așa, acum că m-am căsătorit și am și copii, nu mai gândesc așa, vă spun sincer. Sunt foarte precaută în mai multe lucruri. Da, și cu un șarpe mic, să știți că am vrut să-l omor. Eu am omorât mulți șerpi la viața mea, dar erau aici în România. Și acolo era un șarpe așa mic și toți erau atât de speriați și nativii. Și zic, lasă-mă că îi dau cu umbrela asta acum, îi înfig în cap și moare imediat. Și așa am făcut. Și eram însărcinată cu fetița, cu Briana. Și Adina m-a luat de mână și m-a așezat în barcă. Că în momentul când eu i-am înfipt, era în noroi, la marginea râului, eram în barcă. Și șarpele a sărit în sus. Și a zis, stai că n-am reușit să-l omor, că mă gândeam că i-am înfipt în cap, într-adevăr, dar cum era noroiul moale, mi-a scăpat. Și Marc era speriat și a zis, să nu te mai miști de pe bancă, de acolo să stai în barcă. Că nu cunoști tu ce specie ăsta, e foarte periculos. Zic, păi da, dar e atât de mic, ce poate să-mi facă? Da, exact cum spune cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile mici răstoarnă carul mare sau vulpile mici strică viile în floare. Da. Și până la urmă, da, ne-a dus Marc pe râu, a trebuit să intru până aici în apă, i-am spus, nu mai merg de aici încolo. Și am rămas acolo și s-a dus el cu fata aceasta nativă, a găsit în sfârșit casa tatălui și a venit și ne-a luat și pe noi. Da. Aici sunt dovezi ale existenței, prezenței grupurilor necontactate în jungla amazoniană, peruană, precum arc, săgeți, hamac, topor de piatră și cuții de bronz. Aici e arcul care și hamacul. Ei au venit, au furat oale dintr-o comunitate. Bărbații când au venit de la câmp, le-a spus femeile, au venit, au furat și s-au luat după ei. Și tribul acela era liniștit, își pusese hamacul, se odihneau și când au ajuns peste ei, de frică au lăsat tot și s-au ascuns în pădure să-și scape viața. Și atunci ei au luat și i-au dat soțului meu arcul și hamacul. Bine, aici în poză noi avem și toporul acela de piatră care l-au lăsat. Aici este o maimuțică care a fost pusă pe foc și după aceea au făcut o ciorbă. Chiar mă întreba soțul, zice, ai mâncat ciorbă de maimuță? Zic, acum dacă e să spun adevărul, nu. Dar dacă o să fiu acolo, sper să-mi dea Domnul și putere să mănânc. Dar așa nu mi-aș dori. Probabil că nu o fi chiar așa rea carnea, dar numai în mintea mea nu poate să intre lucrul acesta. Dar uitați ce zice, acest copilaș a supraviețuit atacului tribului Mașcopiro, deci un trib tot ascuns în junglă. Mama lui, el era bebeluș, ea rămăsese la marginea râului, iar soțul se dusese la grădină și au ieșit, au omorât-o pe ea. Da, el a auzit un țipăt și când a venit în fugă, a alergat și nu vedea copilașul, a văzut soția moartă și unde e copilașul. L-a căutat și a dat seama că în nisip se vedea o suliță înfiptă. A tras și era greu. Ce se întâmplă? A tras, a dat nisipul la o parte și copilașul era îngropat în nisip și era înfipsese.
Domnul a avut milă de el. E pentru mine o minune. Îmi spune soțul că eu nu l-am văzut personal. Ar fi o minciună să spun lucrul acesta. Soțul i-a făcut poza aceasta și fetița a trecut prin aceeași situație și zice că în corpul lui se văd înțepăturile, urmele de la săgeată. Dar toate lucrurile care au fost înțepate n-a permis asta să intre în inimă sau într-un loc încât el să moară. Și tatălui l-a scos de acolo și Domnul i-a dat viață. Aici este tot în călătorie, uitați, asta e plasa de țânțar, noi zicem în spaniolă moschitero, adică de la țânțar, moschito în spaniolă și plasa aceasta care ne apără e moschitero. Le pun așa în patru bețe pe malul râului, se bagă dedesubt cu o pătură și acolo doarme. Ne apără de toate insectele. Adică eu să dorm acolo nu mi-e teamă, nu mi-e frică, nu, și mai ales cu copilașii. O singură dată am dormit așa în aer liber, fără perez la casă, fără moschitero și mi-a fost un pic greu să vă spun sincer că sunt foarte multe insecte, sunt niște păianjeni care umblă noaptea și să-i simți pe față sau niște gâșgăni mari într-o noapte, chiar sub moschitero a intrat nu știu cum și am simțit-o pe față și e mare așa și m-am speriat un pic, dar după aceea când mi-am dat seama că e doar o insectă, zic, n-a fost nimic grav. Mai teamă mi-e de păianjeni că nu-i cunosc cei care sunt veninoși și sunt periculoși chiar de moarte. Și am dormit așa, în aer liber, m-am așezat, nici nu m-am schimbat, nu nimic, m-am pus așa, cu mâinile pe piept și așa am dormit până la 5 dimineața, când femeile au început să măture pe acolo și a trebuit să mă trezesc, că eu aș fi dormit mai mult, că cam pe la miezul nopții m-a luat somnul. Aici unde au fost să facă grădina, deci începând de frișarea unui spațiu de locuit, începuse să taie. Sunt locuri cu plante, copaci mai subțiri, dar sunt și copaci foarte groși, o să vedeți. Aici era în timpul lucrului. Uitați. Să stabilească. Și numai la topor s-au pus. Prima dată le erau teamă să înceapă să taie acest copac. Este imens. Imens. Deci trei, probabil vreo 6 oameni să dea ocol să-l cuprindă, probabil de jur împrejur. Cel puțin baza. Foarte, foarte groasă și foarte înalți. Dar între 3-4 persoane s-au pus și l-au dobărât. Aici se odihnea, un moment de odihnă. Așeninca și Citonau lucrând împreună. Omul acesta de aici e Jorge, care acești tăietori de lemne a tras și a rămas el e orb, nu mai vede cu ochi. I-au distrus un ochi, dar Domnul tot așa i-a salvat viața și avem încrederea în el că o să ajungă să-și predea viața în mâna lui. E dorința noastră. El a fost în casă la noi, în Lima, el și cu Wilson. Amândoi au fost. I-a fost foarte greu. Îmi zice, soră, dă-mă o pastilă că mă doare capul. Dormea, era obosit pur și simplu toate lucrurile, aglomerația din Lima. E ca și mai rău ca în București, acolo e... Mie-mi e teamă, vă spun sincer, când ies pe stradă și mai ales cu copilașii. Pentru că tu vezi trecerea de pietoni, vrei să treci și mașina nu te ocolește și nu oprește, intră direct în tine, nu interesează. Trebuie să scapi viața, nu zice dreptul meu și mai bine zici lasă-l pe el să treacă și după aceea trec și eu. Și a fost un pic greu. El a fost mai entuziasmat, e și mai tinerel, a stat mai mult timp în Pucallpa, a făcut și armata în Pucallpa și lui era foarte curios de multe lucruri ca să ducă poze, să arate la cei din comunitate, ca să aibă și idee. Aici sunt cu crocodilii. Uitați să vedeți, deci nu are ochiul ăsta, e măsul. Astea sunt provizii dăruite de Dumnezeu și într-adevăr pentru ei. Aici puneau carne la fumat ca să ducă la familiile lor. Poftiți la masă, aici era ciorba lor de crocodil, care au fiert-o cu iuca și banane. Astea sunt banane fierte. Afumând carnea, arată foarte bine afumată. De asta chiar că aș mânca și eu. Da. Aici e echipa cu câțiva citonaua. Și aici sunt această familie când i-a găsit pe gunoi sus, când a fost la groapa de gunoi din Pucallpa. Femeia aceasta găsise o portocală, jumătate putredă, jumătate bună, a luat-o, a rupt-o
Și a băgat-o pe toată, a mâncat-o, de n-a rămas nimic. Foarte greu, numai mirosul. Ca să intri până la ei, să mergi, e, locul acesta e o suprafață foarte mare, deci kilometri să mergi să ajungi, pângunoi. Cu cizme de cauciuc, că nu știi unde calci și unde te afunzi, să umbli cu mare grijă. Și ei trăiesc acolo. Trăiau, de fapt, această familie, ea sunt deja în junglă acum, înapoi. Terminarea lucrului. Și asta este o operă de artă în mijlocul pădurii. Cum a crescut un bătrân aici, în copacul acesta. Imens. Modul de trai tribal. Râul este o parte a vieții lor. De ce spunem că este o parte a vieții lor? Pentru că de acolo ia apă să bea, să facă de mâncare, să-și facă baie, orice pentru ei. Și femeile, astea e stilul lor de a spăla rufe. Imaginați-vă o femeie în râul acela, stă câteva ore să-și spele rufele. Cum să nu se îmbolnăvească? Cum să nu aibă probleme? Fără medici, nasc, le ajută mamele și doar un Dumnezeu puternic poate să fie cu ei. Copilașii cât de mici sunt, aceste fetițe, uitați-vă câtă iucă a putut să curețe. Copilașii sunt foarte orosiți, aș putea să zic. Îi muncesc, nu le dă de mâncare, pleacă singur să-și caute ce găsesc, viermi, insecte. Sunt foarte fericiți când găsesc melci, când e timpul lor. Și cunosc, și ei știu, și insectele care sunt bune. Chiar m-au invitat și pe mine într-o zi și zic, aoleu, acum cum să-i refuz, că zic, na, a venit așa, așa cu atâta dragoste, zice, soră, probează să vezi ce bună e. Și mi-a dat fundulețul la insecta aia, zice, e plin cu lapte, zici că e lapte de cocos. Zic, ia dă-ncoa să probez. Și l-am luat, l-am băgat în gură și într-adevăr avea un gust foarte bun. Și zic, să mănâncă cu totul? Și au început să râdă de mine. Zice, nu, mănânci doar lichidul ăla dinăuntru și era tare așa ca o coajă de ou. Asta o dai jos. Și râdeau. Zic, știi că ăsta e bun? Ia du-te și mai prinde. Da, s-au bucurat foarte mult. În altă zi mi-au adus melci. Mi-a adus așa, crud. Și zic, păi nu știu să-l pregătesc. Adevărul e că am spus o minciună, că știam că trebuie să-l bag în jar. Dar zic, cum se face? N-a zis nimic fetița. L-a luat în mână și s-a dus acasă la ea. Spre seară a venit unde eram noi. Eu făceam, tocmai vreau să fac ceva de mâncare și slavă Domnului că Raul era lângă mine. Și vine așa cu mâinile la spate. Sora, ți-am adus ceva. Zic, ai, ce mi-a adus? Și mi-arată. Și venise cu 6 melci făcuți în jar. Zic, aoleu, Doamne, acum nu mai pot să-i mai spun nimic, că sunt făcuți. Zic, da? Și eu zic, ia uite Raul ce ne-a adus, ne-a adus ceva bun, da, ia să vedem. Și el ia, obișnuit, și mănâncă, ce bune, ia și tu și mănâncă, zic, sunt ocupat aici, lasă că-ți dau eu, nicio problemă. Și mi-a băgat direct în gură. Adevărul este că partea de afară, carnea aceea, este bună. Ceea ce nu pot să mă împăc e cu mațele dinăuntru. E mult mai greu să pot să le mănânc. Dar... O să vedeți cum, nu mai știu dacă, trebuie să fie. Să vedeți pe ei cu câtă poftă mănâncă. Dar eram aici, aici este, uitați cum pregătește Masato, se vorbește foarte mult în băutura aceasta Masato. Deci după ce curăță cantitatea aceea de iuca, o fierbe, ca pe cartof, o fierbe foarte bine și după aceea o pisează cum o facem noi, piureu. Și apoi știți, să dau toate femeile în jurul acestei, asta e ca o barcă, o canoa. Și ia de acolo, mestecă în gură, scuipă înapoi, mestecă, scuipă înapoi. Ca să poată să fermenteze și să nu se strice. Și după aceea, când ajungem în mijlocul lor, vine așa cu un castron mare, așa, tot dintr-un fruct. Și ți-l pune și nu să uită în ochii tăi și nu te lasă până nu-l bei pe tot. Domnul e bun că mi-a dat un soț care îl țin pe lângă mine și îi dau așa... castronul să mă ajute. Copiii sunt nevoiți să supraviețuiască, uitați-vă, dar cunosc, nu toți viermii și omizile se mănâncă, dar aceasta, da, e una dintre care mănâncă. Și aici sunt alții care
seamănă foarte mult cu cei care îi găsim noi primăvara în pământ, care sunt cărăbușii. Da. Nu înțeleg. Ar putea să-i desfacă așa cu mâna, să arunce, are ceva verde urât, căcuța lor probabil, să o dea jos, dar o face așa, așa în gură, după aceea o scuipă și mănâncă, cruzi. Dați-vă ce la gura ei, cum a... Da, aici a mâncat soțul meu și el cum se duce cu elevii în practică, trebuie să-i învețe viața din junglă, ca să știe dacă vor să lucreze ca misionar sau nu, pentru că mulți, li se pare viața de misionar o aventură, dar nu e așa. Și noi avem în Segadores, se numește ETAIA, antrenament transcultural, prima dată teoria în Lima și sunt 2 săptămâni de practică în junglă și soțul meu e cel care se ocupă întotdeauna de lucrul acesta și duc cu elevii. Și îi pune să mănânce tot ce îi servesc pe acolo, ce au. Periculos, dar bun de mâncat. Acesta este un șarpe, șușupe se numește, foarte veninos, dar și foarte bun de mâncat. Are gustul unui pește, elevii n-au știut ce mănâncă. Au mâncat, le era foame, după kilometri de mers cu rucsacul în spate, și a întrebat, mai vreți? Mai vrem, că e bun, crezând că e pește. Dar de fapt nu era pește. Ca să mănânci ai nevoie doar de poftă bună. Și la foamea cu care ajungi, nu te mai gândești ce mănânci. Nu ai pâine. Nu ai un magazin să te duci. Păi dacă n-am ce să mănânc, mă duc la magazin și îmi iau ceva de mâncare. N-ai să vezi așa ceva niciodată. Copiii își pregătesc singur hrana. Aceasta este, o cunoașteți toți. O broască testoasă de uscat, de nisip. O taie pe jumătate și după aceea o pune așa, pe jar, și mănâncă direct de acolo, din carapacea ei. Tribul Kashibo, există mici grupuri de Kashibo, ce sunt rămășiți ale tribului Kashibo, Kakataibo, și care voluntar au ales să trăiască în izolare. Sunt oameni primitivi, nomazi, ce trăiesc în mici grupuri familiare. Unele surse spun că ei reacționează violent pentru a se proteja. Deci noi obținem informații despre acest trib. Ei sunt din tribul Kashibo. Ea este soția, soțul, aici e altă femeie cu copilașul și aici alt copilaș în brațe. Tribul Kashibo spune, în prima mea călătorie de investigare, deci soțul meu Raul, a obținut informații despre locația unui grup Kashibo, necontactat. Ține legătura cu un lider a unei biserici și Pibo, ce locuiește în apropierea acestei zone și care a primit indicații de bază cu privire la modalitatea de a contacta triburi noi. Planul nostru este de a face o altă călătorie de investigare în zonă, implicând biserica și Pibo din apropiere și împărtășind cu ea viziunea de a ajunge cu Evanghelia la cei din tribul Kashibo. Sunt și foarte multe împotriviri. Împotriviri din partea instituțiilor protectoare, instituțiilor băștinașe, antropologilor, care sunt cei mai periculoși, trebuie să avem mare grijă cu ei. Ei ajung în mijlocul acestor triburi, pentru că câștigă o mare sumă de bani, doar să-i viziteze, să le facă poze și îi lasă așa în continuare, deci nu-i interesează viața lor spirituală. Și spune că nu trebuie să le stricăm obiceiurile, cultura. Tăietorii de lemne, companiile miniere, companiilor petroliere și altor triburi vecine. Aici am pus câteva imagini, câteva poze, cum distrug ei jungla. Cei care scot petrol și cei care taie lemnele din pădure. Toți copacii care sunt buni de construcții, de blană, de toate, scoate tot ce e mai bun și distrug pădurile pur și simplu. Ca să câștige manda, așa l-a considerat și pe soțul meu, a crezut că a venit să caute lemne ca să scoată de acolo și să facă mulți bani. În momentul când le-a spus, acum ultima dată, prin harul Domnului, a avut
posibilitatea să stea de vorbă cu aceste autorități, pentru că de mult, de mult, chiar din noiembrie am încercat să am tot scris eu și am spus, dar au fost numai piedici, numai piedici de când am încercat să luăm legătura cu ei. Și ultima dată, venind, întorcându-se de la Adina și Mar de acolo, din San Fausto, era și accidentat și a zis, nu, trebuie să ajung în Pucallpa. Zic, dar cum o să mergi în camionetă atâtea ore? Tu nu poți să stai așezat. Și a zis, nu, am promis că o să duc un băiat care trebuia să-l ducă la doctor și vreau să prind prilejul să vorbesc cu aceste autorități. Trebuie să le găsesc în Pucallpa. Și a dat domnul Haru, când a ajuns, tocmai vrea să iasă pe poartă acel lider de la comunitate. Și s-au așezat și au vorbit. A rămas ca să scrie o scrisoare, să spună ce intenție are, ce vrea să facă, să ajute. Vă rugăm să vă rugați pentru lucrul acesta ca Domnul să-i dea înțelepciune. Nu vrem să implicăm biserica din Lima, din care nu suntem membri în acea biserică, dar acolo mergem. Ne-au cerut unele condiții care n-am putut să le împlinim și nu suntem membri scriși, dar suntem membri acelei biserici. Și nu vrem să implicăm nicio biserică, pentru că dacă în momentul aude că e o biserică în spatele nostru, o să spună, păi, biserica trebuie să aibă bani și trebuie să ne dați și trebuie să ne dați și trebuie să ne dați. În momentul când nu ne mai dați, nu vă mai primim. Atunci vrem să lucrăm ca persoană fizică și cât am în buzunar, te ajut. Când nu mai am, trebuie să înțelegi că nu mai am și în momentul când Dumnezeu îmi mai dă mie, îți mai dau și o ție. Și le-a spus așa în mare intenția noastră că ar fi să-i ajutăm cu medicina, adică cu medicamente, pe latura aceasta, să ne ocupăm de ei, au mare nevoie, și de asemenea o școală, adică între ei să o educație, nu ca ei să poată să învețe limba spaniolă și așa să ajungă să poată să citească și cuvântul lui Dumnezeu. Aceștia au ieșit din pădure, uitați-i săracul cum e, parcă nu are corp de om, așa sunt de amărâți. Consecințele, abuz, sărăcie, abandon și moarte. Ei sunt cei ce așteaptă vestea bună a salvării. Cum ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu dacă nu le propovăduim vestea bună a salvării? Pentru că dacă nu o facem, vor muri fără Dumnezeu și fără speranță. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Apocalipsa 7:9. Aici am pus câteva motive de rugăciune. Avem nevoie de ajutorul tău, am spus, pentru că rugați-vă pentru noi ca familie ca să putem avansa în acest proiect. La sfârșitul anului 2011 ni s-au pus foarte multe piedici. Nu am înțeles de ce. Ceea ce văd este că inima soțului meu e legată de acolo. Eu i-am spus probabil că domnul a zis, ați terminat lucrarea aici și trebuie să mergeți în altă parte. Îl mai întrebam și zice, inima mea e acolo. Eu știu că Domnul mă vrea acolo deocamdată. Așa că avem nevoie de multă rugăciune, că dacă cel rău, știți și dumneavoastră, când cineva vrea să facă o lucrare bună, deci vine și vrăjmașul. Și cuvântul Domnului spune că mare putere are rugăciunea celor neprihăniți. Și suntem o echipă. Dacă dumneavoastră n-ați fi în spatele nostru, noi am fi pierduți de mult. Am văzut de multe ori că numai rugăciunile ne-au salvat. Pe mine e drept să spun mai puțin, că cu copilașii nu pot să călătoresc chiar în toate locurile periculoase. Dar am văzut mâna lui Dumnezeu peste soțul meu și i-am spus de multe ori, Doamne, niciodată nu o să-i spun să nu meargă, dar să mi-l aduce înapoi acasă, e singura mea dorință. Așa că rugați-vă pentru autoritățile ORAU. ORAU este, deci, ca un partid, aș putea să zic, al nativilor. Sunt numai nativi din junglă, dar sunt președinte, vicepreședinte, la fel ca un partid, au și ei.
Și ca să ne permită accesul liber, ca să putem să desfășurăm lucrarea printre tiburile Citonaua, Mașcopiro, Iaminaua și Așenica. Asta este dorința noastră, de a lucra cu aceste triburi. Să vă rugați pentru protecția lui Oscar Raul, care este soțul meu, dacă o să mai auziți despre numele Oscar, este unul și același. Eu i-am zis Raul, că mi-a plăcut mai mult și că mi-am dat seama că în Lima, toți îi zic Oscar. Și atunci eu am rămas tot cu Raul, dar e unul și același, Oscar Raul, și a echipei care îl însoțește în toate călătoriile de investigare pe care le face. Să vă rugați pentru ca Domnul să ne dea înțelepciune și călăuzire în lucrare. Și pentru ca cei din tribul Citonaua, Mașcopiro, Cașibo și Mastanaua să fie liberați de sub stăpânirea lui Satan și să ajungă să-L cunoască și să-L slujească pe Dumnezeu. Asta a fost așa în mare, nu? Ce am putut să arătăm și să spunem despre ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă. Și cred că Raul o să aibă ceva de completat dacă mai este timp. Da.